său, frații mei, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi, după cum v-am promis, o să vă fac o șaurma păstă medie, numai că data asta varianta de dietă. Acum o să vă arăt ingredientele care avem nevoie. De carne de vită, asta are 20% grăsime, dar o să vă arăt o tehnică prin care scăpăm de grăsime. Lipii, eu le folosesc astea de la Lidl, pentru că pe spate sunt foarte bune în comparație cu celelalte lipii. Astea au 153 de calorii. O lipie normală are undeva la 220 de calorii. Sunt și mai slabe ca și astea, se numesc levaș, numai că sunt foarte subțiri și se rup ușor. Așa că vă recomand pentru rețeta asta lipiile de la Lidl. Salată iceberg. Recomand salată iceberg peste orice alt tip de salată, pentru că are un crunch anume și e foarte delicios. O să vedeți când gustați. Castraveți murați. Multă lume crede că castraveții murați nu sunt mult la dietă, dar când ajungeți să vă uitați la valori nutriționale, o să vă schimbați un pic părerea. Adică, no, pe 100 de grame, 25 de calorii. Serios, 100 de grame castraveți nu mănânci niciodată. Niște porumb. Asta e așa mai mult de gust, se dă așa un pic de gust dulce. Ketchup la minut. Asta e baza. Deci este ketchup light de la Tommy și nu e atât de light ca și asta la minut. Asta e cel mai bun ketchup ca și calorii. Deci asta vi-l recomand. Un element puțin mai neortodox, dar nu pune mult, așa că e sos practic pentru shawarma, dar față de maioneza light e mai slab în calorii. Deci maioneza light are undeva la 290 de calorii, asta are undeva la 270. 20 de calorii, dar totuși e ceva. Bun, hai să preparăm carnea. Ca și condimente, să nu le puneți acum condimentele. Condimentele vin după ce facem noi șusta aia care v-am explicat. Deci avem nevoie de sare, piper, boia și usturoi. Usturoi e baza în orice mâncare, să știți de la mine. Bun, hai să începem. Acum am pus tigaia la încins. Șusta cu carnea de vită stă în felul următor. Deci carnea de vită, cel puțin de la noi în România din comerț, are procentaj maxim de 20% grăsime. Dacă stați să vă gândiți cât, deci aia răsena asta, porțiunea asta e numai grăsime. Enorm de mult, frații mei, adică are la calorii bombă. Și atunci o să luăm, o să prăjim carnea de vită până e aproape gata și după ce e aproape gata, o să o spălăm și o strecurăm. Atenție mare, se spală cu apă caldă. Apa rece o să facă grăsimile să rămână pe carne. Deci cu apă caldă. Acum o să vă demonstrez cum. Carnea de vită vreți să o amestecați continuu? Până e aproape făcută. Nu până e făcută, până e aproape făcută. Pentru că o să mai punem o dată pe foc după ce o spălăm. Uitați aici, acum e aproape gata carnea de vită și se observă câtă grăsime a lăsat. Și aia e tot de grăsime. Acum o să dăm drumul la apă și o să o spălăm. Așa, mai întâi punem apă în tigaie. Uitați aici câtă grăsime. Aia e tot de grăsime. Și încet, să nu prădăm carnea. Bun. După aceea să aveți grijă să spălați și tigaia. Și acum amestecăm aici să. Bun, am spălat carnea. Acum urmează să mai punem încă o dată pe foc și să o condimentăm. Apropo, pentru cine nu vrea să se complice, poate face și cu piept de pui. Exact aceeași rețetă, numai folosiți piept de pui în loc de carne de vită. Am vrut să vă fac rețeta cu carne de vită, strict din motivul ca să vă arăt că carnea de vită se poate mânca foarte bine și la dietă. Numai cât că trebuie să o speli. O speli de grăsim și după aia rămâi numai cu carne. Aproximativ. Totuși, un procent de 5% tot cred că rămâne. Acum o să luăm carnea și o punem înapoi pe foc. Acum deja putem să adăugăm condimentele. Usturoi. Boia. Sare. Și piper. Acum n-ar fi recomandat să lăsați foarte mult carnea înapoi pe foc, pentru că o să se uște foarte tare. Pentru că acum nu mai are grăsime.
Mai lăsați un pic numai cât să se prindă condimentele bine la carne. Bun. Cam așa ar trebui să arate carnea. E făcută, dar nici nu e tare, să ziceți așa. Bun. Asta e carnea de vită. Bun. Să pregătim ingredientele. Luați salata verde. Și o tăiați mănânc. Bun, și acum să cântărim ingredientele. Bun, avem cântarul la zero. Și să adăugăm. Primul rând, carnea. Avem aici 100 de grame de carne de vită. O aranjăm frumos. Bine, dacă vreți, voi puteți pune mai puțină carne de vită. Mi-mi place să fie cât mai proteic, pentru că na. Evident, vreau să fac masă musculară. Asta vezi murat, să vedem. Salată. Salata vă recomand să o puneți din plin, ca să fie cât mai multă, pentru că asta ține de foame foarte bine. Bun, ketchup. Și ingredientul top. Asta e șaorma. Așa arată. Acum să mă învăț să o împachetați. Dacă nu știți, vă arăt acum. Frumos aici. Evident că o să vă murdăreți un pic, pentru că e multă cantitate, nu e multă pâine ca la șaormerie, dar asta e partea a doua. O prindeți așa frumos. Și de aici o țineți. Deci de aici o țineți și începeți să mâncați, pentru că de stat singură n-o să stea, pentru că e foarte multă cantitate în ea. Hai să degustăm. Așa arată produsul final. Eu zic că e exact ca la șaormerie, numai cu o grămadă de calorii mai puține și multe proteine. Bun, să degustăm. Vă recunosc, mi-era o foame grozavă. Absolut bestială. Rostă mereu cu siguranță. Deci nu o să pune problema. Rostă mereu. Și jur, n-ai zice că nu e la șaormerie. Poate ar zice că e mai bună ca la multe șaormerii. În fine, aici sus o să o pun valoarele nutriționale. Dacă v-a plăcut rețeta asta și vreți să mai fac genul ăsta de videoclipuri, apăsați acolo un like, subscribe dacă nu sunteți abonați încă, pentru că urmează și genul ăsta de clipuri. Deci dacă văd că clipul ăsta e apreciat, o să mai fac genul ăsta de rețete cu multe alte combinații de mâncăruri care, să zic așa, sunt considerate fast food. O să vă arăt varianta lor light. Până una alta, vă pupă fratele și poftă mare!